tanto mia. In continuare a spunere mamma. Ir este Mica, eu sunt Giulia. În seara asta ne-am adunat la masă pentru că trebuie să vă arătăm un joc foarte tare pe care noi îl jucăm foarte des și pe care vrem să vi-l arătăm și vouă. Am primit de la prietenii noștri, de la Caroli, acest joc. Se numește Hai la masă. Este un joc cu niște figurine care reprezintă personajele. Și are două jocuri. Și are, de fapt, sunt două jocuri. Pe acest board game avem pe această parte un joc, pe cealaltă parte alt joc un pic mai greu, pe care nu îl jucăm astăzi, o să îl jucăm altă dată. Avem 12 figurine care reprezintă personajele din Gașca Zului. Și în continuare, Antonia. Și în continuare vreau să zic Antonia, ok? Mica, nu știu. În niște cutiuțe mici, cu creme, buști mici, Carolina, se găsesc aceste figurine pe care voi trebuie să le colecționați. Uite, mamă, uite tu ea. Da, zici că e Antonia. Și după ce le colecționați, faceți o poză, o urcați pe casacaroliștilor.ro/carolino și apoi veți primi gratis prin poștă acest board game cu aceste două jocuri. Hai la masă! Noi suntem gata de joc. Mica, da. Mica este arbitrul nostru în această seară. Suntem gata? Jucăm? Da. Ok. Am aranjat board game-ul. Da, mami, e Antonia acolo. Și tu ești Mica? Și tati, da, tati are păr acolo. Tati are păr. Așadar, board game-ul arată așa. Avem figurinele, avem cărțile de joc roșii, da, pe care le-am așezat după cum zice regulamentul. Avem aici cărțile surpriză, wow! Și mai avem cărțile pe care le-am împărțit între noi. Uite, mami mică. Mami mai mică. Perfect, acum suntem noi, Mica. Noi dăm cu zarul. Dar aici la mami. Aici la mami. Aici, nu acolo, că acolo stricăm jocul. Mami, doi. Sigură? Doi. Ok. Doamna tati prezentatoare, ne scuzați, m-am deranjat. Doi. Avem 1, 2. Surpriză. Surpriza zice: schimbă cărțile cu jucătorul din dreapta ta. Unde ai cărțile? Aole, toate cărțile. Mamă, dăm toate cărțile. Și eu cu ce mai rămân? Păi mi le dai și eu ți le dau pe ale mele. Da. Le dai pe ale tale. Acum este Anton. Lingură, ia să vedem, avem lingură? Eu am. Să fii sănătoasă. Am lingură. Bravo! Iuhuu! 6! 6 direct, surpriză! Surpriză! Poți să-l iau? Da. Surpriză! Surpriză! Să le citești? Nu, băi, iau pe primă, că aia urmează. Fucuzița. Cine este? Fii zâna bună, te rog, zâna bună! Zâna bună, fii cum i-a dorit! Ce scrie? Tu zi. Te ajută? Să tragi? Cu ochi în orice cameră. Da. Ok, acum tu îți alegi din care cameră vrei să tragi. Carte. De la zâna bună. Ok, deci îl mutăm pe Carolina aici. Și tragi o carte. Unde-i zâna bună? Perfect. Ai o pereche. Ca să înțelegeți, noi trebuie să facem pereche cu cărțile pe care le avem în mână și cu cărțile care sunt pe tabla de joc. Ok? 6 și 9! Bravo! Iată surpriză! Toaletă. Care s-a dus Zaru să ne jucăm? Da, a dus Zaru. Hai, tu ești. Perfect. Așadar, nu uitați. Cele 12 figurine le găsiți în caserolele de mini crembuști Carolino. Le colecționați după ce le adunați pe toate cele 12, reprezentând personajele din Gașca Zurli. Faceți o poză, o urcați pe www.casacaroliștilor.ro/carolino
și simplu, prin poștă, gratis, o să ajungă la voi un board game. Hai la masă! Aveți două jocuri super tari, noi l-am jucat pe cel mai ușurel. Promitem să-l învățăm și pe celălalt și să revenim. Nu? Antonia? Felicitări! O să continuăm!